V-aș face o idee scurtă, nu ca să vă țin mai mult, dar ca să vă obosesc. Era un călugăraș într-o mănăstire care mereu citea psalm acel stil. 1000 de ani înaintea ta, Doamne, sunt ca ziua de ieri. Deci noi avem de la ieșirea lui Adam din Rai 7500 de ani, dar ceea ce înseamnă că ar fi vreo 7 zile dumnezeiești. Ai 8. Deci iată cât de scurt am trăit noi pe pământ. Și câte s-au întâmplat în aceste zile, care sunt cât 1000 de ani la Dumnezeu. Și să ruga mereu să-i tâlcuiască Dumnezeu. Ce taina aceasta? Și zis și făcut. Cum stătea într-o seară în biserică, după utrenica și paraclisia și își făcea candele, își pregătea prescurile, lumânările, pe a doua zi că biserica în care dumneavoastră intrați nu e un magazin care îi dă lactul jos de pe ușă. Cineva trebuie să facă candele, cineva trebuie să încălzească, cineva pregătește cărțile la strană, știe tipicul, știe rânduiala veșnicilor, a prescurilor, a liturghiei, ce vin trebuie, ce slujbă trebuie pusă. E o suficientă încărcătură de rânduială pe care o știu cei ce o lucrează. Ca și cum inginerul știe ce face în inginerie, doctorul ce face în medicină, juristul ce face în drepturile lui acolo în judecătorești, deci fiecare în rândul cetei sale. Și cum își pregătea el toate cele spre dimineață, la miezul nopții, trecut de ora 1, vede că în biserică intră o pasăre foarte frumoasă, pasărea cântă, la trage, el încearcă să o prindă, pasărea întinde o capcană, el nu știa că are de-a face cu Îngerul Domnului, care vrea să-i descopere o taină, prefăcându-se că se lasă șchioapă și prinsă, el tot a urmărit-o până ce pasărea a zburat într-un copăcel în fața bisericii, așa un copăcel mai tânăr, și a început acolo să cânte foarte duios. El, auzind acel cântec, care nu l-am auzit niciodată, s-a gândit, până o prind eu, las-o să odihnească, că dacă cântă, cântă frumos, s-o ascult. Și s-a pus în genunchi și a lăsat biserica deschisă, cheia ușă, fesul și rasa în biserică, și a ascultat pasărea aia până ce luna, cum spunem noi în vorba populară, s-a arătat către, cum zicem noi dimineața, cei din bătrâni știu, tineretul nu mai știe, a apărut pe cer găinușa, adică urmează să se crape de zori. Deci e dimineață. Și când am văzut grămăjoarea aia de stele găinușa, că să vedeți, mă duc să închid biserica, că acuși vin părinții la slujba dimineții. Și când s-a ridicat de acolo din genunchi, s-a trezit în mijlocul unui oraș. Cu oameni, cu zgomot, cu gălăcie. Și s-a înspăimântat. A recunoscut doar din zidul bisericii ceva. Și a zis, mă, asta cred că e biserica. Să nu fie o nălucire ceva. Și s-a dus direct la poarta bisericii. A bătut la poartă. Portarul a văzut un bătrânel uscat, slab, cu fața strălucitoare, alb ca zăpada, nimic. Și a zis, vreau să intru în mănăstire, dar nu puteți intra în mănăstire, aici o rânduială. Starețul a pus rânduială la poartă și aici, în timpul nopții, nimeni nu iese până a doua zi răsăritul soarele și ca să poți să intri, trebuie să aștepți să răsară soarele și să te duc la stareț. Cum? Dar starețul știe, eu sunt paraclisier. Ei, ăla când a ascultat toată povestea și a dat seama că e ceva nenormal, trebuie să fie ceva la mijloc. L-a luat de mână, s-a dus la ușa starețului, a bătut, a ieșit un om prezentabil între două vârste și a zis, da, părinte, pe cine căutați? Păi vreau cheia de la biserică să mă duc să închid biserica și să-mi iau rasa și fest. Dar frăția ta ce ești? Eu sunt Gheron din Paraclisierul. Hai din cancelarea mănăstirii. Și starețul a poruncit, aduceți-mi registrele cu 50 și cu 100 de ani în urmă. Că nu mi-amintesc de acest nume să-l fi întâlnit prin... A căutat, l-a întrebat cine e bucătar, cine e econom, ce călugări sunt, cine cânta la strană, cine citea, cum îi chema pe frați. Au căutat cu 200 de ani în urmă, au căutat cu 300 de ani în urmă, nu au găsit. Când au adus registrul și arhiva evidenței părinților care au stat în mănăstire cu 350 de ani în urmă, întreabă, dar stareț era cu tare? Da! Econom era cu tare? Da! Deci atât îi trecuse lui, răpit la Dumnezeu, din cântare de înger, de la miezul nopții, când s-a terminat utrenie la 1, până la 4 dimineața, 350 de ani.
Și el a povestit ce s-a întâmplat, starețul l-a dus în biserică, fața lui strălucea de acum ca un soare, l-a împărtășit și în clipa în care l-a împărtășit și a dat Sfintele Taine, pentru că el trebuia să fie în lumea lui, jos lângă altar a rămas o grămăjoară de oscioare, galbene, curate, frumoase, mirositoare. Deci Duhul lui a plecat la cele veșnice, unde era locul lui, pentru că el se întorsese pe pământ numai ca să mărturisească, să se convingă lumea cum este în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu-i unicul lucru. Citiți viața celor 7 tineri din Efes care au dormit 372 de ani din timpul lui Deciu până la împăratul Constantin, zidiți în peșteră și nimeni n-a știut că ei sunt acolo până ce unul a zis când s-a trezit că li foame, merge în cetate, spun bine de mâncare și au văzut cruci, biserici, pe toate cetățile, mănăci. Și s-a întâmplat cu împăratul. Și nimeni nu și-a dat seama ce-i cu el. Când a dat polul de aur să cumpere pâine, l-au și înhățat gărzile. Tu de unde ai banul ăsta? Ăsta-i bani din timpul putare. Adică era, cum se spune, patrimoniu. Era, cum ai găsit o comoară și te duci să o vinzi la negru, undeva pe tarabă și cineva te-a și-a înhățat. Și atunci îl povestește și s-a întâmplat. Și în felul acesta Dumnezeu lucrează față de noi și noi nu cunoaștem nici de unde venim, nici de unde mergem. Dar știm un singur lucru. Că cel ce ia jugul meu și povara mea că este ușor, cel ce învață de la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Domnul, veți afla odihnă sufletelor noastre. Deci, Ioan Botezătorul și-a găsit odihna în Hristos prin împlinirea Evangheliei. Lasă, tu împlinește cele ale legii. Și când mâna Sfântului Ioan Botezătorul s-a atins în creștetului stăpânului cu apă în ea, a rămas întreagă, sfințită și neputrezită până în zilele noastre de 2000 de ani. Care doriți ca să o vedeți, puteți face un drum la Istanbul, la Palatul Topkapı, și o vedeți acolo cu santoc de aur, probabil a fost furat în timpul unor invazii musulmane, și se păstrează cu mare strictețe în Palatul Topkapı, în muzeul acelei instituții, alături de sabia lui Ștefan cel Mare, un alt domn al Moldovei. Iar în Franța, iarăși la un renumit muzeu, tot așa, furat în timpul cruciadilor sau prin ce întâmplare, capul Sfântului Ioan Botezătorul, băgat în carcasă de aur frumos, original, după ce a stat ascuns în niște săculeți din piele de cămilă de vreo 3 ori descoperit, de 2 ori numai la Ierusalim, și a 3 ori undeva prin zona Sevastiei, dus de un călugăr, ajunge și el în patrimoniul unui muzeu francez, unde poate fi văzut acolo de fiecare dată când te duci în vizită. Deci acest Ioan Botezătorul și-a câștigat prin atingerea creștetului lui Dumnezeu, prin botezarea robului om Dumnezeu Iisus Hristos, pentru că el era sub chip de rob, purtând neputințele trupului omenesc, tocmai ca să-l curățească și să-l sfințească. Ioan se umple de har și primește puterea Duhului Sfânt și nu o primește desăvârșit. O parte din putere ca el să fie unul din cei mai mari proroci o primește atunci când se închină în pântecele mamei sale lui Iisus Hristos și tresaltă pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Avem Evanghelia Mariei și a Sfintei Elisabeta când se întâlnesc la munte în Iudeia și se îmbrățișează și își aduc salutul la biserica vizitării undeva jos sub Encarem. Iar a doua parte, sau desăvârșirea în Duhul Sfânt, o ia atunci când cerurile se deschid și Duhul Sfânt, care stă deasupra lui în chip de porumbel, în momentul când Iisus pune mâna în Ioan pune mâna în creștetul lui Iisus, Duhul Sfânt pătrunde și în el și dă și lui, de fapt, botezul Harului, pentru că el pecetuiește Vechiul Testament, este începătorul Noului Testament, este desăvârșitorul prorociilor și trăitorul celor ce le-am văzut și este singurul proroc care prorocește, vede cum se împlinește și pătimește și martiriu pentru ceea ce crede și mărturisește. Să nu uităm că înainte de Hristos, până la Ioan Botezătorul, 400 de ani, vă dați seama, 400 de ani, a fost o liniște desăvârșită și niciun proroc n-a mai prorocit nimic.
Nici nu credea cineva că va mai veni un Mesia. Numai cei care în taină credeau și știau că trebuie să vină un răscumpărător, așa cum spune Protoevanghelia afacerii. Tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Și iată că acest șarpe a fost zdrobit în apă de bobotează, când Hristos îi spune botezătorului, eu trebuie să intru în ape, să caut pe vrăjmașul cel nevăzut, să rup zapisul lui Adam, cel scris prin neascultare la omul din Rai.